ce am încercat cu bățul de pescuit nenumărate ape din România, am hotărât că a venit vremea să mai schimbăm aerul și să vedem cum e și prin alte locuri. Lucrurile s-au potrivit în așa fel încât am ajuns în Spania, în provincia Aragon, cu gândul să pescuim pe râurile Cinca și Ebro, la Som, Șalău și Crab. Aici prinde nemți care s-au tras în locuri mai calde, fie la odihnă, fie pentru afaceri. Iar pescuitul e o adevărată lovitură. Nemții care ne-au dus la pescuit zic că acestea sunt unele din cele mai bune locuri de pescuit din lume. Și am trăit asta pe pielea noastră. Data trecută am prins un som de peste 30 de kilograme. La Șalău n-am avut același noroc, dar ghidul nostru neamț, Bruno, ne-a spus ceva despre un loc fabulos de crab. Mergem să încercăm și am o bănuială că n-o să ne pară rău. Așa cum am promis, după amiază am venit la un pescuit de crab. Este un mal foarte stâncos, în apă sunt foarte multe stânci. Este și pește mult, o să vedeți și sare, se și vede în apă. Deocamdată am văzut și crab în apă și roșioară, destul de mare. Problema este aici cu pescuitul că sunt stâncile foarte mari, foarte tăioase. Și după ce a înțepat crapul, el se duce și se freacă și taie firul. Aproape imposibil de pescuit cu fire normale. El are fire textile și din astea probabil o să ne taie, dar totuși o să încercăm să pescuim, că merită. A pregătit acolo momelile, a pregătit bețele pentru noi. De data asta suntem oaspeți. Uite cum s-a. Vlad vrea să dea la Pluto un pic. Este foarte multă roșioară adunată aici, se și vede. Acolo. Umblă pe bolovan. Și Vlad vrea să încerce cu un băț de plută. Se prinde cu ce? Da, cu vierme sau cu ce? Cu vierme. Aha. Vierme de carne, cu băț. Pregătește momela cu un ulei special. E amestecată? Nu. E ca și mâncarea de ca și granulele de căi. Da. Ok. Avea un opritor. Un opritor, da. Stop. Perfect. Next. Are 150 de grame greutatea de plumb și datorită unghiului pe care îl creează, se agață singur peștele. Nu trebuie noi să dăm contra, nu trebuie să facem nimic. Șnurul e dizolvabil? Este solubil, da. Se dizolvă și, legate pe șnur, și legate o de folosește cârlig. Exact momeală sub cârlig. Se dizolvă tot. Șnurul e dizolvabil, el se împrăște în apă și rămâne momeală împrășteată lângă momeala din care peștele, care este băgat într-un ulei și nu se dizolvă. Pentru că e foarte, foarte dificil să arunci la distanța aia, să momești exact locul respectiv de pe o mal ca și asta. Și atunci o pune. Când îți se foarte în steine în rai noapte să. Deci dacă aruncă scurt, aproape, atunci imediat o să avem mușcături într-un timp mai scurt, dar e riscant pentru că sunt pietrele la margine, intră în ele, se înfășoară și scapă imediat de cam 30 de metri. Aici, da. Wenn ein Biss ist, nicht anschlagen. Don't hit him. Poți rupe buzul. Okay. El se înțeapă sigur datorită greutății de 150 de grame. Și simplu să-l tragem către vreau să se înțeapă singur. Să nu fim foarte duri. Da, să nu fim foarte duri că îi putem rupe buza și atunci îl pierdem. Tragem la sol. Eu asta vreau. Deci ca să fie echitabil, tragem la sorți cine va scoate peștele. Avem 4 bețe. Cine bețișorul cel mai lung, cine îl trage, merge primul să prindă peștele. Okay, you are number 4. Numărul 4.
You are number... You are first, two, three. Eu sunt doi, nu? Ok. Da. Wer war erster? Ja, e tu. Eins, da. Zwei, drei. Vier. Da? Vier. You are number one. Deci eu sunt numărul 1, 2, 3 și 4. Up. Hart, oder? Ja, so ist gut. Nur halten, nur halten. Also. Und dann ziehen. Ach, weg. Da. Wie geht los, Manni? Da, a tăiat de scoicile le taie, știi? O să și prindem, dar o să pierdem. Die ist jetzt sehr dick, diese Schnur. Die ist foarte, foarte groasă. Ca să nu mai tai așa de repede scoicile. Și problema este cum leagă nylonul de monofilamentul de ață. Este o ață... Cum e? E dur, e dur, e tare. Uite că domnul Vasile au prins o bucată foarte mare. Fisch muss draußen müde werden. Dann hat er vorne încet, încet, încet. Uite cum e rănit, cum s-a frecat de stânci. Bine, Baba. Eu zic să-i dăm drumul. Da. De asta l-a pierdut dantele ăla, e plin de... E plin și de icre, e galben, uite la aici. Asta cred că e femeia ăla. Așa arată femeia, da. Da? Uite, și acuși, acuși depune. Da. 8,5. 8,5. Und dann wiegen wir die Mann. Okay, kein Problem. Der hat gesagt, wie viel gesagt ich es nicht gesagt habe. Ein Foto oder? Eu zic să... Uite că deja au fost 3. Următorul, dacă mai vine... O să-i dăm drumul. Are Vlad ceva? Hei, hei, hei! Ia-l în brațe. Păi, dar cum îl iau în brațe? Asta e problema. Trebuie de sub mâinile pe el, de sub aripioare și de sub fund. Also da wird auch interessant, eine unter Masse. Schön langsam. Langsam, ist kein Problem. Der ist größer. Der ist aus. Okay. Este frumos, dar omul spune că așa ceva este foarte normal aici. Deci nu este o captură extraordinară pentru Ebru. La noi este o captură foarte, foarte frumoasă. Dacă un pescar prinde așa un crab într-o zi, poate să fie fericit și poate să meargă acasă cu un prins un pește mare. Ceea ce aici nu se poate spune. Aici din bucățile frumoase încep de la 20 de kg în sus. Dacă continuăm așa ca până acum, are... începe să devină plictisitor. Ăsta are cam oră... 10 kg. Poți să-mi faci... Are... 9, eu am zis că 9 are. Cât are aia? 9 kg jumate.
Și asta are vreo jumătate. Se folosește salteaua asta ca să nu rănești peștele. Dacă l-am trântit aici pe pietre, îi se duc jos solzii și după aceea pe loc unde îi s-au dus jos solzii se fac, face ciuperci. Și de aceea se folosește salteaua asta ca să nu rănești, le liberăm în perfectă stare, peștele trăiește în continuare. Oricum nu trebuie să aștepți prea mult, după cum ați văzut, nu trebuie așteptat prea mult. Repede se prezintă din nou. Practic nici nu poate să echipeze așa de repede cele 3 bețe și cele 4 bețe și să le arunce, că tot timpul e de lucru. Ei, dacă România ar mânca așa crapul, vă asigur că malul ăsta ar fi plin de români la o jumătate de metru unul de altul. Și nu l-a pescuit cu momeală, ci l-a pescuit la mâță, cu cârlige goale, ar trage prin ei. Se agață oricum. Am văzut de puține ori fenomenul. Na, uite că am înțepat și eu unul. Destul de puternic. Cred că e mai mic decât al lor, din câte îl simt. Gata, scăpat. Tăiat. O scăpat. Este? Este și cred că e unul, cred că e unul mărișor. Ia uite. Muss weg vom Boden. Aha. Aha. Harzin, ha? Ja. Immer schön in einem Zug. Das heißt schnell? Aha. Halbi, immer ja. Ai, 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 asta e mare. Ai, 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 asta e mare. Da, e bine, ok, merge, merge, mulităm, să dea Dumnezeu să îl aducem la mal. Let's go, o să Nu, 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 o bucată mare. Hai, hai, domnișorule, nu te duci acolo, acolo nu-i voie. Mama! Bun, frumos, cred. Mama! Nu, e mai frumos ca altă. Mare, că e și cu icrele. Da. Nici n-apuci? N-apuci să le dai drumul, că iarăși goți un monstru de ăsta. Uite, iarăși, iarăși, tinde să se ducă unde nu trebuie. Ok, 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 ok. Gata. Prima! Fain! Pe al 5-lea, nu? Ana, pui! În 40 de minute, al 6-lea crap. Taie! Tot rog! La 1,10 m, 1,15 m. Sus, oi ce frumos! Oi ce frumos! Ce? Uite-o! Trebuie rulat foarte bine și foarte operativ atunci.
Na, na, mare? Da. Da, e mare. Da, asta e, asta e ce trebuie. Deine Kinder müssen schlafen gehen, das ist ein großes Viata, dar las de vânătoare, mă apuc de pescuit. Da, asta e mare. Și ce cârlic mic, mă, nu-i adevărat. Și-a mulțumit pot? Ați văzut un pescuit de crap grozav, absolut grozav. Imposibil de lucrat la 4 bețe. Dacă n-am fi atâția, n-am putea ca să pescuim cu 4 bețe. Așa, fiecare pe rând, sărim. Au fost cazuri când am avut toți trei. Trei oameni am avut câte un crap în băț. Uite, domnul Vasile a prins acum un crap la 8.30. Cel mai mare l-a prins Dan la aproape 11 kg. Eu la 10.30. Și Vlad a prins câțiva. Este crap. Chiar devine, cum vă spuneam, plictisitor să pescuiești la un moment dat. În orice caz, am eliberat tot ce am prins. Vezi că oamenii, ghidul nostru Bruno este foarte sportiv, are o saltea specială în care îi cântărim, îi măsurăm, oamenii se fac poze cu ei, după care le dăm frumos drumul în apă. După părerea lui Bruno, este cel mai bun loc de pescuit din lume, de crap, în perioada asta anului. Pentru că în perioada asta anului, tot vin de jos, aici la apa care se varsă din baraj și efectiv plin. Colcă-i de crap. Nu stai mai mult de 5 minute până când ai o mușcătură de pește. N-am prins, oricum, nu cred să fi fost bucată mai mică de 5 kg. Avem un șalău frumos. Am luat cărbuni, am luat aprinzător de cărbuni, am luat condimente. Avem aici un loc în care putem să dăm foc la cărbuni și un grătar. O să-l băgăm în folie de aluminiu și gătim niște șalău în Spania, așa, românește, în folie. Șalăul și bibanul te termină, mai ales dacă e proaspăt, îl cureți. Dacă nu e proaspăt și stă și se usucă puțin solzii pe el, cum mi s-a întâmplat mie, acum atâte, nu mă aruncă. Și acum îl spintec în spate. Pe mine m-a învățat pescare din delta că peștele mai bine de spinte ca pe spate. N-am cuțit corespunzător, dar Servus! Einfach aus dem Wasser. Pahare! Pahare! Pahare, să cinstim așa o zi minunată!